ce dată sunt alegerile locale? Pe 5. 5 iunie, 5 a 6. Deci duminica viitoare. Pe 5 iunie, dar... Eu sunt din Cluj, habar nu am, nu mă duc aici în București la alegeri. Votez dacă ajung acasă. Nu știu în ce dată sunt. Duminică, nu știu exact ce dată este. 5 iunie. Pe 5, duminic. Știți dacă sunt într-un tur sau în două tururi? Un singur tur. Puteți să numiți 4 candidați la Primăria Capitalei? Nu mă interesează, toți sunt niște hoți și niște puși la male. 4 candidați la sector? Și ei azi la fel. Mama, eu ce să spui? Depinde acum. De un tur, de două, dacă în caz nu e prima dată, e a doua oară, eu știu cum... Puteți să-mi spuneți, vă rog, 4 candidați la Primăria Capitalei? Nu știu. Dar la sector, la dumneavoastră? Fără firea, iau. Spuneți-mi dacă știți pe ce dată au loc alegerile locale. Nu și nici nu mă interesează. Știți în câte tururi? Nu și nici nu mă interesează. Nici cine candidează? Nici cine candidează, că cine candidează nu candidează pentru noi, tot pentru buzunarul lor. Puteți să numiți 4 candidați la Primăria Capitalei? Da, Predoiu, pe Micușor Dan, pe Firea și în niciun caz Turcescu. Ne puteți spune pe ce dată au loc alegerile locale? Nu știu, sincer vă spun, nu știu. Intenționați să mergeți la vot? Nu. Aveți idee cine candidează? Nu, îmi pare rău. Din ce sector sunteți? Sectorul 3. În București? Da. La sectorul 3 da, și cine candidează? Deci, nu mă uit la politică, îmi pare rău. Dar nu sunt și nu mă pricep pentru alegeri. Nu mă pricep. Vreau să vă întreb dacă știți pe ce dată au loc. Nu știu, că nu m-am interesat. Mergeți la vot? Nu. Știți cine candidează la... Nu. Că urmează să plec. Sincer, nu știu, m-ați luat pe nepregătită, îmi pare tare rău. Mergeți la vot? Da. Și știți pe cine să... Adică știți cine candidează la sectorul nostru? Știu, dar nu îmi combinează niciunul, îmi pare tare rău. Puteți să nu vă enumerați în sectorul în care locuiți 4 candidați? Nu sunt pregătită acum, îmi pare rău. Mulțumesc. Ne puteți spune, vă rog, pe ce dată au loc alegerile locale? Nu. Mergeți la vot? Nu, pentru că n-am pe cine să aleg. Știți în ce sector locuiți? În sectorul 5. Știți cine candidată la dumneavoastră în sector? Puteți să-i numeri? Nu, i-am văzut, dar nu știu nimic despre ei și nici nu au fost... Dar nu. La capitală știți? La Primăria Capitalei. Cine mai candidează? Da. Nu. Suntem total dezinteresați. Nu e un lucru bun, dar suntem dezinteresați. Asta este pentru că nimeni n-a făcut nimic. Pe ce dată au loc alegerile locale? Duminica viitoare. De asta. Pe 5 iunie, adică. 5 iunie, da, așa. Ne puteți spune dacă au loc într-un singur tur sau în două tururi? Nu știu. Sincer să vă spun, știu că erau la un moment dat într-un singur tur și ăștia de la PNL au cerut în două. Ne puteți spune, vă rog, la Primăria Capitalei 4 candidați? Nu am urmărit, nu prea mă uit la televizor. La sectorul dumneavoastră, în ce sector locuiești? 6. 4 candidați? Nici pe ăștia nu sunt. De mers merg, dar nu știu, nu știu că nu prea mă uit la televizor, că eu plec dimineața și vin seara. Și atunci cum, pe ce principiu votați sau pe cine? Nu mă interesează. Să-i vă programul. Am înțeles, deci vă interesați înainte de alegeri. Da, să vă programul și pe urmă pun eu pe care o fi. 5 iunie. Ne puteți spune dacă sunt în două tururi sau într-un singur tur? Într-un singur tur. Ne puteți spune 4 candidați la Primăria Capitalei? Complicat. Nicușor Dan, doamna Firea, Robert Turcescu și Predoiu. Și în ce sector locuiți? 1. Și ne puteți spune 4 candidați la sectorul 1? Nu. Vă mergeți la vot? Da. Și pe ce principiu votați? Sau vă interesați mai aproape? Sau... Dacă aș avea acces la materiale informaționale fizic în acest moment, probabil că aș fi făcut-o deja. Am să fac asta online săptămâna asta, cel mai probabil.